Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragii mei, sunt Aura Stoienescu și sunt din nou gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi. Așa cum știți, este o emisiune de dezbatere electorală în această perioadă. De regulă avem trei invitați, am făcut invitație pentru trei candidații la trei partide diferite. Din păcate, PNL nu a reușit să trimită astăzi un candidat, motiv pentru care invitații mei vor accepta să vorbesc și eu. Și invitații mei sunt doamna Camelia Stanciu, candidat PNZCD la funcția de primar pentru municipiul Motru. Mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Și domnul Vasile Gogălnicianu, candidat PSD pentru funcția de primar al comunei Turcinești și primar în funcție. Mulțumesc pentru invitație! Bine ați venit! Vom avea câte patru calupuri de fiecare candidat, 4 minute fiecare dintre ei, iar pe timpul PNL-ului am să vorbesc eu, pentru că v-am obișnuit că atunci când lipsește un candidat să ne mai documentăm din legea alegerilor locale ca să fim în măsură să o respectăm și pentru candidații valabili și pentru cei care aleg. Așa că nu e nicio problemă, legea asta prevede, vom respecta legea. Deci, să începem. Vom da start primului calup de alocat doamnei Camelia Stanciu, 4 minute vorbim. Și vreau să ne spuneți și dumneavoastră și domnul candidat și primar de la Turcinești, în primul rând, dacă ați reușit să faceți ceva până acum pentru localitățile noastre și ce planuri aveți pe viitor? Da, eu am acum 4 ani am adus ca investitor la Motru, fără să am vreo legătură cu primăria, PD Group, firma din Germania. Să nu dăm totuși nume de firme ca să nu se considere. O firmă din Germania care urma să construiască din temelii termocentrala Oata. Am întâmpinat atunci greutăți, așa încât pentru faptul că niciunul din candidații care au fost la primărie nu au prins în programul lor un program deosebit, am hotărât atunci că trebuie să candidez și trebuie să aduc la cunoștință faptul că prin accesarea de fonduri europene și prin investiții străine, noi putem să facem din Motru un oraș european. Desigur, este în programul tuturor candidaților accesarea de fonduri și atragerea de investiții străine, dar, spre deosebire de ceilalți candidați, eu am făcut înainte de a hotărâ să candidez la primărie un studiu împreună cu o firmă de consultanță din București, așa încât am stabilit clar toate posibilitățile pe care le are primăria Motru de a accesa programele cu fonduri europene și de asemenea am luat legătura cu persoane din Germania care vor veni aici și vor aduce, ne vor pune în legătură cu investitori din Germania foarte puternici. De exemplu, chiar în campanie, probabil voi fi însoțită de președintele IG Metal, președintele unei firme și care este relația din guvernul Germaniei cu investițiile străine. Sunt oameni care ar putea să deschidă pentru Motru niște căi chiar pe care nu le mai speram vreodată. Primul lucru pe care îl vom face va fi o înfrățire cu un oraș din Germania. Deja se discută lucrul ăsta.
indiferent dacă voi ieși sau nu la primărie, voi aduce ajutorul meu, ca să zic așa, celui care va câștiga dacă cumva se va întâmpla să nu fim noi. Pentru că din toate astea, cel care trebuie să câștige este orașul Motru, în niciun caz noi candidații. Sunt foarte mulți candidați. Eu mi-aș dori ca lumea să înțeleagă și să aleagă, așa cum am spus, ceea ce este mai bine pentru oraș. Cu ce pot să vin eu? Așa cum am spus, prin natura profesiei mele am acordat asistență juridică unor mari firme din Germania. Adică sunteți avocat, da? Sunt avocat, da. Am acordat asistență juridică, deci unor mari firme din Germania. De exemplu, Wittfeld. Iar dăm nume de firme? Da. Mai aveți 30 de secunde? Nimic, nu mai spun nimic. Deci unor mari firme din firme, Germania. Și din România, firme foarte mari din București, pe care le putem aduce și cu care am putea avea o colaborare. De asemenea, există o firmă foarte puternică în Germania care califică tinerii la standarde europene în toate domeniile, așa încât să aibă posibilitatea să-și găsească un loc de muncă mult mai ușor, ceea ce s-ar putea întâmpla chiar cu tinerii din liceele din Motru. Mulțumesc! Și acum continuăm cu domnul Vasile Gogălnicianu, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Turcinești. Domnule candidat și domnule primar, că este și primar în funcție, vă rog să ne spuneți dumneavoastră în primul rând dacă ați realizat, dacă v-ați ținut de cuvânt până acum pentru ce ați promis deja. Eu la fiecare mandat, în alegeri, eu nu am promis foarte mult. La primul nu am promis de nimic, la al doilea am promis mai puțin și la al treilea la fel. Dar pot să demonstrez pe hârtie că am realizat mai mult decât am promis, pentru că e foarte ușor să promiți, neștiind ce buget ai și dacă poți să obții sau nu fonduri. În cele trei mandate pe care le am până în prezent și sper să le iau și pe al patrulea ca să închei activitatea în primărie, pentru că eu activitatea în primărie am început-o în 1974. Când am luat primul mandat aveam 30 de ani de primărie prin aproape toate funcțiile și știam cu ce să ocupă primăria. În primul mandat, al doilea și al treilea, de multe ori am fost certat de niște prieteni că vin la televizor și nu spun și nu le amintesc celor care unii mai uită. Cum exista doar atât scurt, cum era Valea Cartiului, cum era drumul comunal Cartiu Horez Rugi, neasfaltat în totalitate, cum erau ulițele, cum aduceam apă cu cisterna jandarmilor, eu știu cum era drumul județean Rugi, chiar dacă e județean, la insistențele mele s-a asfaltat și multe altele. Deci în prezent pot să spun că drumul comunal DC148 Cartiu Horez Rugi este asfaltat în totalitate, ulițele din satul Horezu sunt asfaltate, acum am încheiat, acum se lucrează la rigole, mă critica cineva că nu fac rigole, păi acum se lucrează la ele. Ulițele din Turcinești, majoritatea sunt asfaltate. Nu am asfaltat câteva uliți în satul Horez, în Turcinești, pentru că sunt foarte înguste și, având în vedere că am demarat canalizarea, eram nevoit să le sparg. Și am renunțat la aceste asfaltări. Pentru viitor, cea mai importantă activitate pe care o am de făcut este această investiție, care este cea mai mare investiție din istoria comunei. O investiție care s-a ridicat la prețul de 63 de miliarde vechi, canalizarea întregilor sate, deci ambele, toate satele comunei se vor execută lucrarea de canalizare. A durat foarte mult proiectarea, a durat foarte mult avizele, pentru că eu am renunțat la niște, am făcut canalizarea modernă, să mă leg de oraș. Și pentru acest motiv am întârziat foarte mult cu avizele, a trebuit să iau alte avize, alte autorizații. În prezent lucrarea s-a dat ordinul de începere. Nu știu din ce motive, văd că constructorul cam te răgânează. Astăzi mi-a promis că mâine sau poimâine apar utilajele. Deci au făcut niște ridicări topo, au făcut niște verificări. Ne-a solicitat să chemăm proiectantul ca să pună la punct niște probleme, pentru că m-am convins și eu față de apă. Este o lucrare foarte complicată. Canalizarea nu se compară cu apa, atât din punct de vedere valorii și cât și tehnic, pentru că la canalizare nu ai voie să mergi nici 3 metri fără cădere.
Avem pe zona pe care se execută canalizarea, avem utilități, avem cabluri de telefon, avem conducte de gaze, avem conducte de apă. Da. Unele zone sunt chiar înguste. Așa s-a făcut comuna. Eu știu, nu poți să intri în curtea omului să-i dărâm zidul ca să respect niște distanțe. Dar o să găsim soluții și sper că dacă până în prezent mai sunt acuzat că nu încep, mi-e teamă că peste câteva săptămâni o să fiu acuzat de disconfortul care se creează, pentru că știu, sunt convins că o să fie un disconfort care nu l-a avut comuna și nu o să-l aibă niciodată. Dar din cât sep șanțul la 2 metri și mai prind și o ploaie și ceva, deci, dar sper ca să această lucrare să se realizeze în bune condiții. Am atâta experiență din câte am pățit cu apa, dar n-am pățit din cauza mea, ci din cauza unor răutăți. Și sper că am licitat și dirigenția de șantier, deși puteam să-mi aleg un diriginte, am scos-o la licitație și am avut parte de un diriginte foarte pregătit, care împreună cu noi sper să ducem la bun sfârșit această investiție. Mulțumesc, timpul dumneavoastră a expirat. Așa repede. Acum, timpul meu, pe timpul Partidului Național Liberal, care nu a reușit să trimită niciun candidat, am discutat cu mai mulți candidați. Unii erau în campanie electorală, alții au decis să nu meargă la televizor și de la mai multe partide, nu numai de la PNL. Alții au spus că nu pot astăzi, la alții au intervenit diverse probleme, nu e nicio problemă, legea spune că în cazul în care nu există, mă rog, un candidat nu vine la dezbatere, bine, Doamne ajută că avem minim 2, cum spune legea. Și voi vorbi eu pe cele 4 minute ale PNL-ului, să ajutăm telespectatorii să afle câte ceva despre alegerile, modul în care se desfășoară alegerile. Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform legii 35/2008, cu modificările și completările ulterioare și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară. Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Iată, dragi telespectatori, că pentru prima dată nu se mai trec în CNP-urile doar pe listele scrise, ci se trec și în calculator și cu ocazia asta e mai ușor de prins cei care votează la mai multe mâini, mai multe locuri. Bun. Persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv. Să vedem să nu fi sărit vreo pagină. Nu, este bine. Așa. Persoana care s-a prezentat la vot și a pierdut drepturile electorale. Aici, astea sunt cazuri de fraudă. Da. Dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv. Până în ziua votării, adică 5 dacă n-avea 18 ani, nu. Numai un pic aici, e ceva în neregulă. Deci, în cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă, am sărit eu un punct. Da. În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, există în secția de votare respectivă sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Pagina 44. Și totuși e o săritură, nu știu de ce. Așa că nu pot aici să mai continui, din păcate. Așa. Ce face biroul local respectiv? Înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială, permite alegătorului. Ciudată legea asta 115, că de multe ori nu înțelegi ce este prin ea. Hai să încercăm cu articolul 86. Disfuncționalitatea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării.
Deci dacă nu merge sistemul, votarea continuă. În această situație, prin derogare de la prevederile articolului 85, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al secției de votare, desemnat de președintele acestuia, care consemnează pe suport electronic sau pe hârtie după caz, adică ne întoarcem la vechiul sistem dacă nu merge calculatorul, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile articolului 85 aliniatul 4 se aplică în mod corespunzător. Să vedem ce timp avem la 8 și 8. Ce mai avem? Durata disfuncționalității sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal se consemnează de către președintele biroului electoral al secției de votare într-un proces verbal. Atât apariția cât și încetarea disfuncționalității sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare. Procedura de aplicare a prevederilor aliniatului 1 este stabilit și 2 este stabilită prin hotărâre a autorității electorale permanente. Și acum să revenim la invitații mei, că am mai citit un pic din lege. Deci doamna Camelia Stanciu, candidat PNSCD la funcția de primar al municipiului Motru. Iată că ne funcționează și cronometru. Hai să vedem. Star cronometru, poftiți! Da, îmi doresc pentru Motru o revigorare totală. Sunt convinsă că se poate și chiar cred că am putea să ne autogospodărim acolo la Motru, creând alternative prin cultivarea terenurilor care nu sunt cultivate la momentul ăsta și sunt foarte multe, culturi pe care să le facem în asociere. Ne-am gândit și am și discutat cu oamenii din satele limitrofe și care aparțin de Motru despre culturi de cătină care aduc foarte mulți bani și destul de comod, culturi sere, să ne asigurăm legume și fructe sănătoase, pomi cu legume, cu fructe pe care să le, printr-o fabrică de procesare care va crea alte locuri de muncă, să le achiziționăm și să le desfacem noi. Deci asta ar fi un lucru foarte bun și care a fost foarte bine primit de oameni, pentru că au foarte multe terenuri pe care CEO le va reda în agricultură prin proiectele care sunt deja în derulare, pe care ei le vor primi și sigur că vor fi bune pentru așa ceva. De asemenea, să știți că există proiecte pe care am putea să le facem așa încât să ne asigurăm chiar independența energetică a orașului. Este vorba de investitori care au proiecte de microhidrocentrale pe râul Motru, care știu că ar putea oricând să pună în practică aceste proiecte și să asigurăm o energie foarte ieftină sau poate, deci o sumă modică, că este evident că aceea va trebui plătită. De asemenea, avem relații în Germania cu o firmă care fabrică panouri fotovoltaice și panouri solare. Chiar o fabricuță la Motru, știu sigur că am putea să o facem, că au mai fost discuții și în urmă cu câțiva ani. De asemenea, sunt locuri unde pot fi amplasate aceste panouri fotovoltaice, tot în ideea de a asigura o energie cât mai ieftină. Primul lucru pe care l-aș face ar fi să reiau discuțiile privind reconstrucția OATA, pentru că acum 4 ani proiectul a fost făcut. Este vorba de arderea cărbunelui care există în zonă și a deșeurilor menajere. Deci, din nou, s-ar ajunge la o scădere a prețului de cost al gigacaloriei. Asta va fi primul proiect pe care noi îl vom pune în practică.
având în vedere faptul că oata este o problemă la Motru, se află într-un plan de reorganizare și ar mai fi maxim 2 ani, timp în care ea ar putea să mai funcționeze, deși se știe că nu are nici avizele de la mediu, nu are nimic, dar mă rog, fiind o problemă socială, ea va mai putea funcționa, timp în care, bineînțeles, o nouă centrală s-ar putea face. Din câte am înțeles din proiectul care s-a făcut, s-ar fi păstrat două turbine din vechea centrală, ca atare ar fi destul de ușor de refăcut pe, mulțumesc, pe această temelie. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Vasile Gogolnicianu, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Turcinești și primar în funcție, și dacă ne mai spuneți ce ați mai făcut sau trecem la ce veți face. Eu știu ce am făcut, se văd. Nu cred că ar trebui să le mai prezint, decât de multe ori mai sunt întrebat în emisiuni despre apă. Nici nu vine să mai vorbesc de cât s-a vorbit și cât a fost cântată. Și faptul care îl prezentam eu atunci și ambiția care am avut-o să susțin că este bună, se dovedește sunt aproape acum, împlinim 3 ani de când o avem predată în exploatare. Deci și astăzi am avut o discuție cu un contracandidat. Ei nu înțeleg ce înseamnă, au crezut că noi am dat apa, parcă am vândut-o. Deci noi am dat un sistem de alimentare de apă în exploatare la o unitate, un operator regional unic în județ, care se ocupă cu așa ceva. Și care... În toate localitățile. În tot județul, cu orașele. Dar din comune, sunt poate singura comună care mi-a preluat-a fiind vecină, pentru că dovadă că este un sistem bun și funcționează foarte bine. Mulți nu înțeleg că la o comună mică să menții serviciile, ai scoate prețul mult mai mare, pentru că la un sistem de alimentare cu apă, am promis că nu mai vorbesc, dar tot nu pot să mă abțin, un sistem, cât o fi el de mic, trebuie să ai electrician, să ai instalatori, să ai un laborator. Deci toate acestea implică costuri care în mod sigur ar ridica prețul de cost. Deci prețul nostru de cost este cel unic pe județ, care sunt convins că este mult mai mic decât prețul nostru real de cost. Am în vedere am omis să spun, și vroiam chiar să o încep, dar am zis să nu creez disconfortul și cu ce fac cu lucrarea de canalizare și cu această contorizare. Deci este doar să o public în SEAP, deja ne pregătim să o publicăm, contorizarea apei. Deci orice sistem de alimentare s-a făcut fără canalizare, nu aveam canalizare, s-a făcut sistem de alimentare cu apă, cu pompe stradale. Am trecut la branșamente interioare, dar eu știu... Peste tot în țară, cred că se folosește așa ceva. Apa nu este contorizată perfect, nu este plătită, se merge în multe zone pe paușar și probabil și din cauza asta prețul este foarte mare. Deci am niște informații care, poate, eu știu, n-ar trebui să le dau, se plătește foarte puțin apă din cea consumată. Prin acest sistem, sunt sigur că, poate sigur aproape că îl finalizez anul acesta, apa va fi contorizată milimetric, și atunci, sigur, vor scădea și consumul și s-ar putea să scadă și prețul. Pentru că nu se poate. Eu le-am explicat la mulți atât timp cât noi n-am avut avantajul ăsta sau Dumnezeu n-a fost darnic cu noi să ne vină apa prin cădere. Noi urcăm 8 km cu 250 de metri altitudine, folosim două pompe, două trepte de pompe care au consum foarte mare, după care mai folosim bani și la coborâre cu regulatoare de presiune care sunt foarte scumpe. Din acest motiv... apa trebuie plătită în totalitate, pentru că altfel nu poate funcționa. Deci spuneam că dacă la apă s-ar face același regim ca la gaze și la cez, sunt sigur că apa ar costa mult mai puțin, poate chiar sub jumătate. Și consumul ar fi mai mic. Și consumul mai mic, pentru că cine o plătește nu-și mai bate joc de ea. Deci, cu apa, plătește la fiecare la realitate, pe care dar o folosește. Atât timp cât are, eu știu, un bypass sau ceva și o folosește așa, eu știu, poate aiurea, nu mai îl interesează consumul. Și mulți n-au înțeles că orice sistem de alimentare cu apă este proiectat pentru consumul casnic. Atât timp cât o folosești în alte scopuri, în mod abuziv, nu ajunge. Nu se poate așa ceva. Nu există nicăieri în lume așa ceva. Dar asta, cu această investiție, sper să o perfectez și mai mult. Și în intervenția următoare o să mai spun ce. Da.
Vă mai las 4 secunde atunci, în plus că acum ați terminat mai devreme. Păi să continui eu cu un articol din lege care spune așa: președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel puțin o oră înainte. Durata tuturor... Da, am și o cronometru ca să nu depășesc timpul PNL-ului. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși 2 ore. În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp. Persoanele care, potrivit articolului 83, litera aliniat 5, au dreptul să asiste la votare, nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în timpul suspendării operațiunilor. Iată, ăștia sunt metode antifraudă, nu? Da. Da, prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Deci nimeni nu are voie să meargă cu votantul să-i spună ce să voteze. Articolul 90. Prezența, asta am citit, prezența în cabină. Așa, aliniatul 2, alegătorul care, din motive temeinice constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-l ajuta un întreținător ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauza de boală sau de invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării, ștampilă cu mențiunea votat și buletin de vot la locul unde se află alegătorul pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Și mai am puțin, așa ca să mai vorbesc puțin. În cazurile prevăzute la aliniatul 1, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în acest extras trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție. Mai am un minut. Mamă, ce bine! Mai dați-l și nu. În modalitatea prevăzută la aliniatul 1 și 2. Puteți să verificați să nu depășesc timpul. Așa. Pot vota numai persoanele care domiciliază în localitate sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească după caz condițiile prevăzute la articolul 21. Așa. Nu pot acum să iau toate articolele să fac comparații. Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cerere privind aliniatul 1, aliniatul 1 fiind care nu se pot deplasa, așa, din cauza de boală sau invaliditate, sunt preînregistrate în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la aliniatul 1, pe baza semnăturilor în extrasul prevăzut la aliniatul 2. Punct. Bun. Și acum să continuăm. Am terminat timpul PNL-ului, da? Bun. L-am consumat. Nu se poate redistribui timpul, că nu ne mai iese paritatea. Doamna Camelia Stanciu, candidatul PNSC de la primăria Motru, ne spune ce are de gând în continuare. Vă rog. Da, aș vrea să vorbesc puțin despre satele aparținătoare. Am fost și înainte de campanie pentru a încerca să înțeleg care sunt problemele lor și am fost și acum în campanie. Vreau să vă spun că oamenii ăștia vor foarte puțin. Deci foarte puțin.
vor un drum pe care să meargă cât de cât în normalitate, vor apă, pentru că suntem în secolul 21 și este imposibil să te gândești că poți să trăiești fără apă, fără să te speli și fără să spele mașina de spălat. Fără să... Bine, au apă la fântână, probabil. Dar nu toată lumea. Vă dați seama, merg pe la vecini, pur și simplu, deci nu-ți vine să crezi cum trăiesc. Nu au un trotuar pe care să meargă și trec tirurile alea în Roșiuța, de exemplu, și în Ploștina. Trec tirurile alea care te aruncă de pe marginea drumului. Deci nu sunt niște condiții pe care nu înțeleg cum până la ora asta nu au fost, le-au fost cât de cât realizate dorințele lor. Asta ar fi primul lucru care ar trebui făcut. Am înțeles că au până în chiar două, trei serii de conducte băgate, dar pentru canalizare, dar apă nu. Sunt foarte necăjiți la Lupoița, de exemplu. E un sat uitat de lume pentru că au fost lucrări miniere acolo și le-a intrat apa pe sub case, prin casă, prin tot terenul, este o sărătură continuă acolo. Chiar spunea o doamnă, m-a impresionat foarte tare că a găsit un șarpe în pat. Deci vă dați seama cam în ce condiții trăiesc oamenii ăia. Da, aș vrea să vă întreb ce puteți face pentru ei. De exemplu, îmi venea să mă duc la firma pe care X. o cunosc, X, și să-i rog să aducă excavator și să le facă acolo un șanț de drenaj care nu era, nu știu ce, problemă grea și care ar fi putut fi făcută de primărie așa încât apa aia să se scurgă, să nu băltească acolo, să nu atragă toate. Deci este groaznic, pur și simplu sunt uitați de lume, iar vreau să vă spun că toți spuneau că, de fapt, când au mers la primărie, li s-a spus că pentru că n-au votat cum trebuie. Nu putem face acuzația asta, nu știu, pentru că așa nu se știe oamenii. Dacă e adevărat. Da, nu, așa au spus. Eu zic să nu folosiți timpul pentru asta. Așa au spus și mi s-a părut ceva foarte ciudat, pentru că nu știm dacă e așa. Într-adevăr, dacă ar fi... Eu v-aș propune să folosiți timpul pentru a spune ce puteți face pentru ei. Da, eu asta vreau să fac. Deci eu n-aș putea să rămân rece la... De unde luați bani? Sunt utilajele primăriei, are ceva utilaje primăria, cu care pur și simplu ne autogospodărim. Adică de ce ar trebui un șanț de 50-100 de metri? Pentru drenaj? Sigur că da, pentru drenaj să trebuia să se aduc firmă sau de ce? Sunt au utilaje la direcția publică, deci nu există așa ceva să nu le faci, trebuie să vrei. Asta e singurul lucru, că trebuie să vrei. Și atunci pot fi ajutați iar prin fonduri europene, că eu toată lumea spune despre fonduri europene. 38 de secunde. Da, eu vreau să spun că știu cum se accesează și avem pârghiile ca să le și accesăm. Asta este problema și prin asta putem să facem și asfalt, și canalizare nouă în tot orașul, absolut să schimbăm toate conductele în așa fel încât de Revelion și de Crăciun știe tot motru. Noi am avut apa neagră, neagră, neagră la... Dar de ce numai de Revelion și de Crăciun? Nu știu. Chiar nu știu. Poate ne spun autoritățile. Deci, efectiv, lumea... Și trebuie schimbată rețeaua? Da, ar trebui și la apă și la canalizare? Ar trebui schimbată și există această posibilitate. Vă rog să faceți asta dacă veți câștiga alegerile. Domnul Vasile Gogălnicianu, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Turcinești, continuă să ne spună ce urmează să facă. Pentru că ați intrat în fonduri europene, aș vrea și eu puțin să ating această problemă, pentru că am fost criticat, poate pe bună dreptate, de mulți colegi, prieteni, că nu am obținut fonduri europene decât cu mici excepții, niște aparatură la primărie. Deci eu dacă pot să demonstrez că dacă aveam investiția de apă pe fonduri europene, eu băgam comuna în faliment, după câte reclamații și sesizări a fost, și o recepție să dureze 2 ani sau 3 ani. Deci sigur băgam comuna în faliment la fonduri europene. Adică pierdeați banii. Pierdeam, nu că pierdeam banii, îi dam înapoi. Îi dădeați înapoi, da. Deci sunt pregătit acum, am intrat într-un gal cheile Săudoului, mai multe comune din zona Runcu, și sper ca prin acest gal să obțin fonduri europene, dar...
nu critic. Eu, în primul rând, primăria nu o pot să o critic, dar nici nu vreau să critic. Dar am niște contracandidați care, deși v-am promis că nu critic, dar nu-i critică, afirmau la dumneavoastră că vor amândoi și deși amândoi lucraseră... Da, de la replica. Deși amândoi au fost viceprimari, au spus că vor obține fonduri europene, după care vor stabili prioritățile ce fac cu banii. Eu nu știu, probabil deși cred că te duci la Bruxelles, aduci banii cu sacul și până o spui, facem asta. Păi fondurile europene acum se dau pentru canal, apă care eu le am și nu pot să mai cer. Sunt pregătit cu un podul de la Cartiu, care mulți mă acuză că nu-l fac pe fonduri. Deci sunt pregătit cu proiectul pentru acest pod, dar deocamdată n-a apărut nicio măsură cu poduri. Deci în momentul în care va apărea o măsură cu poduri, sigur voi fi primul. Deci aceste fonduri, eu știu, nu cred că nu se pot face. De exemplu, parcuri. Am fost acuzat iar de un contracandidat că nu am vrut să fac parcuri. Eu cât o am fost și cât o fi la primărie, nu voi accepta să cheltui bani ca să fac un parc, când la noi toți oamenii au parc acasă. Parcuri să facă la oraș, unde sunt zone industriale, unde sunt blocuri, dar când la țară une fac un parc ca să vină 3 copii de lângă primărie. Vine unul din la 4 km să distreze la parcul meu. Într-adevăr, la școală aș vrea să fac, măresc puțin baza sportivă, să fac ceva în cadrul școlii, dar nu parcuri în sate sau teren de fotbal în pantă. Avem un teren, de exemplu, de fotbal care cu foarte mare greutate am reușit să scot un proiect de hotărâre, să-l aprob, pentru că acest teren de fotbal l-am dat în concesiune gratuită echipei de fotbal Pandurii și acum e o plăcere să vezi autocarul Pandurilor care fac antrenamente cu juniorii pe acest teren decât înainte când pășteau un cal. Și acum toți zic, uite ce frumos e. E o mândrie să vezi, chiar dacă e cu concesiune. Nu numai asta, dar cred că mai merg chiar acolo, chiviții, se uită și ei cum se antrenează. Nu, dar e o plăcere pentru că e mai plăcut. Dumneavoastră a simțit-o pe propria piele ce înseamnă concesiune cu titlu gratuit și câți bani ați băgat în acea casă și câte emoții aveați în ședințele de consiliu că știți că vă luăm concesiunea dacă nu scrieți. Atât, mă opresc. Știți bine. Deci, în viitor, asta va fi activitatea mea de bază. În primul rând, v-am repetat, canalizarea. Pe lângă asta, voi încerca să obțin fonduri pentru ce se poate prin acest GAL și nu o să am liniște până când nu voi finaliza retrocedarea pădurilor, adică, de fapt, eliberarea unor noi titluri, pentru că au fost titluri date pe vechiul amplasament, retrocedarea, finalizarea titlurilor în fostul IASE și la fel nu o să am liniște până când nu o să găsesc un investitor care e foarte greu de găsit pentru a construi o fabrică de procesare fructe și legume, în special fructe, pentru că zona noastră este o zonă, poate o să fac cu doamna candidat, facem schimb de experiență și poate facem unul comun. Pentru că dânsa nu știu dacă are fructe multe, dacă are dânsa un investitor, îi ofer fructele. Da, eu auzi. Și deci asta e o zonă care la fel am fost criticat, deși am avut pe raza comunei. Nu mai aveți timp. Nu mai am timp. În următorul. La următorul. Da. Așa, este rândul meu, este timpul meu acum pentru, mă scuzați, nu fac mișto de nimeni, dar chiar mă distrează că uite din toți candidații care sunt 70 numai la primării, ca pentru funcțiile de primar, după care dați drumul la timp ca să nu mănânc din timpul așa. Mă distrează că din 70 de candidați la un partid și din la primărie, plus consilierii județeni, plus consilierii locali, nu se găsesc, că suntem 6 televiziuni sau câte suntem aici în Gorj, 7, da? Câte un candidat să ajungă pe la emisiunile de dezbaterile electorale. Eu am venit într-o jumătate de oră. Da, domnul primar... Am fost anunțat cu o jumătate de oră. Da, domnul primar, într-adevăr, a venit așa pe fugă pentru că un coleg de-al dumnealui care era programat de partid, un coleg de partid de la altă localitate, i-a intervenit o problemă de familie și n-a mai putut să vină. Și iată cum am reușit să găsesc un candidat în o jumătate de oră. Turcineștiul e aproape. Așa. Iar candidatul e binevoitor, vrea să vină să vorbească în fața ta respectivă. Oricum avea de gând, dar nu stabilisem când. Să mai citim din legea electorală, dragii mei, din legea alegerilor locale în vigoare, la articolul 90,
prezența, nu, asta am citit, 91. Pentru alegătorii care nu se pot deplasa, aoleu, asta am cu citit. Cu tableta, mai puneți cu tableta, că acolo e complicat. Acolo e complicat. Nu. Da, hai să vorbim despre ce se întâmplă. La ora 21, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot. Alegătorii care la ora 21 se află în localul secției de vot pot să-și exercite dreptul de vot. La ora 21, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot. Și acum trecem la articolul 93. După închiderea secției de votare, președintele, dacă să aflăm ce se întâmplă după ce s-a închis secția, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, așa, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea votat într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dispariția uneia sau mai multor ștampile se consemnează la punctul I al procesului verbal prevăzut la articolul 94 aliniatul 3, anulează buletinele de vot neîntrebuințate prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii anulat și aplicarea ștampilei de control a secției de votare. În cazul în care există pachete intacte de buletine de vot, mențiunea anulat se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv, se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare. Numărul acestor buletine se înscrie la punctul F al procesului verbal. Astea sunt reguli pentru cei care sunt în secția de votare, președinte și ceilalți. Așa, stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă, stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, ca să o luăm așa mai succint. După desigilarea urnei, se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile valabile exprimate, respectiv voturile nule pentru Consiliul Local, Primar, Consiliul Județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București și Primarul General al Municipiului București. Mi s-a terminat timpul, mai am 23 de secunde. Citește cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot lista de candidați care a fost votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele candidatului pentru funcția de primar care a fost votat și arată buletinul de vot celor prezenți din comisie. Da, deci a trebuit să fie transparență totală. Pa, zice regia, adică mi s-a terminat timpul. Da. Să continuăm. Suntem la ultimul calup, regia. Pentru fiecare candidat. Doamne ajută! Termin și o lege electorală până se termină. Nu mai emisiunea asta, până se termină alegerile, campania. Hai să mergem cu timpul doamnei Camelia Stanciu, candidat PNSC de la primăria Mătru. Da. Ia uziți, avem și un spot. 3 minute jumate vă dau. Asta păi, e, avem un spot electoral să mănânce din timpul dumneavoastră. Okay. Da. Rog, regia, să am dat drumul. Să nu tăiem, da, nu mai dați drumul o dată la cronometru, v-a rugat să dăm drum la cronometru când începe să vorbească candidatul, da? Bun, da. Ce vreau să precizez? N-a început să vorbească candidatul, mai opriți o dată cronometru. Mai opriți o dată cronometru. Ne târguim acum. Da. Deci, vă rog să nu opriți cronometru până la final, să curgă și pe spotul electoral, ca să se vadă că este din timpul candidatului. Bun. Start cronometrul la doamna. Da, printre obiectivele mele se află și o sală de sport polivalentă cu un bazin de not cu apă caldă, așa încât copiii să învețe de la școală să înoate, deci să facă ore pur și simplu acolo. Este o normalitate în țările civilizate. De unde luați apă caldă? O încălziți? Da, dacă cu aburii de la centrala termică se găsesc soluții. Deci am discutat problema. Se găsesc soluții. Cu aburii de la centrala termică, care oricum se pierd dacă nu... Nu, dar auzisem, mă rog, nu mă bag acum. De apa termală pe timpul de la... dumneavoastră, da. Da, aia este un alt, ăla este un alt proiect la care eu țin și cu care chiar cred că am putea să... dăm lovitura, ca să zic așa. Există un proiect cu apa termală de la Glogova,
Este aceeași apă care se găsește și la Herculane și la Bala. E o apă cu care, pe care am putea să o aducem la Motru printr-un proiect făcut de niște investitori. Au încercat să vină, dar nu au reușit. Iar noi am luat legătura și vom căuta, sunt de acord să reia proiectul pentru Motru. Deci asta ar fi ceva extraordinar în această situație, evident. Motru stațiune. Motru stațiune, deci să luăm, să facem ceea ce Bala n-a făcut. Că ați văzut, este o apă foarte bună, dar nu este foarte bine amenajată acolo. Ei, noi am face lucrul ăsta, care vă dați seama că ar duce pur și simplu la a trăi orașul, practic, din această investiție. Ce ar fi să vină din toată țara să se trateze acolo și să fi ceva extraordinar și nu, este realizabil. Deci este un proiect la care chiar eu țin foarte mult. De asemenea, avem nevoie de o hală de carne, de, ca toți producătorii, mici producători, să-și aducă acolo și să-și vândă legumele lor, carnea lor, fac ei un ban, noi mâncăm sănătos și iată, e o... Nu sunt toalete în Motru. Deci, efectiv, nu este o toaletă în Motru. Foarte multă lume vine de la țară, poate, sau efectiv... Deci, sunt lucruri care mărunte, dar care trebuie rezolvate. Cimitirul este plin. Pur și simplu, nu mai e ceva. Când am venit-o acum 30 de ani, a fost înmormântat primul om acolo, s-a deschis cimitirul, iar acum vreau să vă spun că este un deal plin de... Deci trebuie neapărat făcut altceva. Deci sunt lucruri care trebuie făcute de normalitate. Orice problemă va fi, noi suntem dispuși să o rezolvăm, pentru că important este să vrei. Asta 20 de secunde mai aveți. Da, îndemnul este... să, ca alegătorii să fie atenți la toate detaliile, pentru că un caracter care este frumos în timpul campaniei este frumos și după alegeri. Ca atare trebuie foarte bine gândit și să aleagă în așa fel încât Motru să câștige și implicit noi toți. Ok, mulțumesc. Haideți să vedem spotul electoral al doamnei Camelia Stanciu. Sunt Camelia Stanciu, sunt candidatul PNCCD la primăria Motru. Îmi doresc să facem din Motru un oraș occidental prin atragerea de investiții străine și prin accesarea de fonduri europene, fiind și expert în accesare fonduri europene, deci mă pricep la asta. Motru merită schimbarea. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim, regia, pentru spotul realizat așa contra cronometru. Da. Doamna Camelia a venit nu cu mult timp înainte, dar la noi se lucrează, frate. Da, pe cuvânt. Deci, ultimul calup pentru domnul Vasile Gogălnicianu, candidatul PSD la funcția de primar a Comunei Turcinești și primar în funcție, domnule candidat. Ultimele 4 minute, candidat acum. În toate documentele scrise am scris candidat, nu primar. Păi, nu? Da. În calitatea aia, candidați. Da. La funcția pe care o dețineți acum. Vă rog. Deci față de celelalte mandate pe care le am, pot să spun că pentru acest mandat, al patrulea urmează, trei am. Pentru acest mandat chiar nu am emoții deloc, pentru că
Astăzi chiar mă certau niște prieteni că de ce nu pun afișe. Le-am spus, le-am plătit și îmi pare rău de ele să le pun prin ploaie, le pun pe ultima sută. Și ce aș vrea eu să rog cetățenii Comunei Turcinești? În cele trei mandate n-am avut parte de majoritate în Consiliul Local. Nu știu de ce, oamenii m-au votat mai mult pe mine decât partidul. În acest an, probabil nu le-a plăcut de consilierii care le-am avut așa, în acea perioadă. Anul ăsta, de data aceasta, am schimbat aproape în totalitate echipa. Da? Da, mi-am făcut o echipă de consilieri, mai am doar unul din cei vechi. Mi-am schimbat echipa și aș vrea să îi rog, pentru că este foarte greu ca primarul să nu aibă majoritatea în Consiliu. Deci, eu știu, poate de multe ori nu s-a votat un proiect din răutate și a trebuit să refac, să fac alte ședințe, să fac intervenții, rugăminți, ca în final să îl aprobe, dar după, eu știu, după trecerea timpului și timpul ăsta costă și poate putem să ne coste mult. Deci, cred că de data asta, din câte înțeleg, s-ar putea să fac majoritate și... Păi, de unde știți dumneavoastră că o să faceți? Am și eu, deci după 42 de ani în primărie, pot să vă spun că am experiență de când merg și când îi privesc. Deci, ieri eram la poartă și niște cetățeni au oprit și a zis, sunt supărat pe tine. Pentru că mulți suntem prieteni și zic, da, ce ți-am făcut? Dă-mi afiș să pun pe poartă sau în geam. Deci am zis, dacă vă supărați toți așa, îmi pare bine, dar deci de data asta chiar n-am emoții și simt puțin și pulsul comunei, chiar dacă suntem 7 candidați la primărie. Sper ca cetățenii să aleagă cea mai bună soluție pentru ca în următorul mandat să finalizez tot ce am început și după acest mandat să mă retrag și să spun să fie o plăcere pentru mine să merg prin comună. Pentru că mi-am dedicat aproape toată viața primăriei, n-am făcut altceva, am renunțat la o firmă în care intrasem, nu-i spun numele, să nu mă certați, și am ales această muncă de administrație. Dar de ce spuneți că e ultimul mandat pe care îl doriți? Pentru că am și eu dreptul la o pensie. Ai ieșit la pensie? Nu știu, să vedem, așa am spus și acum 4 ani. La pensie din primărie, deci. Da, adică... Dar să fim sănătoși că putem, pe urmă vedem ce facem. Deci asta rugăminte o am la cetățeni, să analizeze bine și i-aș ruga și pe cei care poate i-am ajutat de 10 ori, de 9 ori, a 10 oară n-am putut, unii sunt supărați. Să analizeze, să facă așa o trecere în revistă la tot ce s-a făcut și să pună în balanță și să ia decizia cea mai corectă. Să nu țină cont nici de ce a discutat unii, nici de afișe. Mă certa cineva, zic, sunt pline gardurile de afișe. Nu-i nimic să fie. O să le pun și eu pe ultimele 2 săptămâni. Așa cum am făcut întotdeauna. Niciodată n-am pus afișe și nici nu am așa de multe, pentru că am observat că prea mult afișaj deranjează oamenii. Dar nici campania n-ați prea făcut. N-am făcut niciodată. Deci campania mea nu se face și pot să vă spun că cine a făcut această lege, îl felicit, parcă aș fi făcut-o așa eu. Așa cum se face acum. Cum se face acum. Este o liniște totală, nu vezi un afiș pe stâlp, pe stații de autobuz. Încânta goarna, nu spun cine, încânta goarna de 3 ori pe zi la poartă și mi-o ținea o jumătate de oră. De nu puteam să mai trec strada că încânta goarna și în fiecare zi. Da. Acum e liniște totală, oamenii pun niște afișe cu acceptul cetățenilor și timpul e s-a perfect. Terminat. Vă mulțumesc. Super. Mai am eu puțin timp acolo. Nu mai am niciun timp. L-ați epuizat. Păi nu mai vreau, că e și 54. La și 48 trebuia să termine emisiunea, deja am depășit timpul, am scăpat, nu trebuie să mai citesc numărul ăsta în emisiunea asta din legea electorală. Și eu vă rugați să-mi cu tableta să ne spuneți. Cu tableta? Cu tableta o să fie. Păi nu știu la care articol e tableta. Discutăm la termenul următor. Știți cumva la care articol e tableta? Nu, pe de rost, nu știu. Promit, dragi spectatori, pentru o altă ediție, când, Doamne ferește, va lipsi un candidat, să mă documentez, să vă povestesc cum e cu tableta. Nu mai citesc deloc, pentru că e păcat să mănânc din timpul colegilor. Oricum, timpul... Am mai vorbit eu și între și cu candidații, așa că am consumat și acolo din timp. Dragi telespectatori, invitații mei în emisiune au fost doamna Camelia Stanciu, candidatul PNSCD la funcția de primar al orașului, al municipiului Motru, și domnul Vasile Gogălnicianu, candidat la funcția de primar al
Comunei Turcinești și primar în funcție. Le mulțumesc pentru faptul că au răspuns prezent la ENSA TV. Și vă mai așteptăm cu alte ocazii, în campanie nu, dar după aceea sigur ne vom mai vedea. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!